Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi, pentru că Chișinău are 580 de ani, împlinește în aceste zile, ne-am propus să discutăm despre Chișinău, probleme, soluții și tot ce ține de acest oraș sau de această capitală europeană, cum se vroia ca să fie realizată. Invitații ediției de astăzi sunt Vitalie Mocan, consilier CMC. Bună seara și bine v-am găsit și bine ați venit în cadrul studioului nostru. Bună seara. Și Oleg Brega, activist civic. Pentru început, domnilor invitați, am o întrebare destul de interesantă, s-ar părea la prima vedere că este banală, dar haideți să explicăm tuturor celor care ne vizionează la această oră. Orice localitate are un primar. Acest primar trebuie să se facă simțit prin acțiunile pe care le desfășoară în localitatea în care este în frunte. Întrebarea mea este următoarea. Unde a dispărut primarul nostru? Pentru că astăzi totuși l-am văzut că a participat la sărbătoarea de hramul orașului. Domnule Mucan, poate dumneavoastră sunteți mai în preajma domniei sale. Nu prea, că noi nu-l vedem la serviciu cu lunile și tot așa și la sărbători, deci el dispare, nu se arată la serviciu, dar testul acesta cu sărbătoarea dumnealui a picat în totalmente. Deci nu s-a organizat sărbătoarea, nu a fost primarul, nu au fost implicați consilierii, Consiliul ca organul executiv. Deci eu ca consilier eu n-am știut care sunt evenimente pentru ziua de astăzi. Din partea Consiliului, deci Consiliul ca fondatorul a municipiului nu a participat astăzi la evenimente, la sărbătoarea. Deci, nu știu cine. Vreau două precizări. În primul rând, Consiliul e organul legislativ, ca să zic așa, micul parlament al Chișinăului, organ executiv e primarul Chertoacă și cu aparatul primăriei și după aceea azi nu se împlinesc, sau zilele astea, luna asta, nu se împlinesc 580 de ani de la fondarea Chișinăului, ci de la prima lui atestare istorică, care e o chestie, ci că s-a împlinit în vară. Documentul acela care datează despre Chișinău e din vară. Cine o stabilit și de ce o stabilit ca anume pe 14 octombrie să fie ziua orașului e altă temă și putem să o discutăm. Cât despre Chertoacă, tocmai mă tem că el numai la sărbători și apare, el are nu doar ca hobby, ci ca profesie organizarea de spectacole televizate. Vă amintiți că a devenit celebru cu emisiunea Andrei Marin, Surprize, Surprize. Deci da, el de spectacole se pricepe și iată s-a întors în capitală numai cu ocazia zilei orașului, când altfel nu prea îl vezi nici la ședințele Consiliului, cum zice domnul consilier, nici la ședințele de luni ale aparatului primăriei. Și, în schimb, Chertoacă e pomenit în fiecare zi când nimerește vreo mașină în groapă, când e ambuteiaj în centrul capitalei, când circulă dezastruos transportul în suburbii. Și tot așa. Deci Chertoacă e descântat în fiecare zi. Eu mă mir, eu nu înțeleg cum a putut el să obțină al treilea mandat cu un așa randament, cu așa comportament de edil. Domnule Mucan, cu ce se poate lăuda Chișinău la cei 580 de ani sau la ora actuală? La ora actuală nu știu cu ce mai rămas cu ceea ce poate să lauda Chișinău. Deci întotdeauna nu știem că orașul alb Chișinău e orașul verde, că multă verdeață și oraș frumos cu arhitectura frumoasă și cu străzi, cu copaci și cu havuzuri. Dar acum, la momentul de față, noi avem un haos. Deci, eu nu știu așa capitală în Europa sau unde așa haos și așa mizerie. Deci, nu știu cu ce poate să mai laude Chișinău la ziua de azi. Eu să încerc, dar să fiu avocatul diavolului, dacă nici nu ca moderator, nici celălalt invitat nu vrea să apere capitala. Eu vreau să constat că în octombrie împlinesc vreo 25 de ani de când m-am mutat din sat, la vreo 100 km în nord, în oraș, nu orice oraș, în capitală, sau se vrea capitală, și constat că lucrurile se schimbă spre bine, încet, anevoios, cu cetineală revoltătoare și cu cheltuieli nejustificate, dar iată, avem troleibuze noi, avem grafic de circulație a troleibuzelor și foarte des și foarte des coincide graficul afișat prin stații cu chiar venirea la ceas a troleibuzului și știi când o să vină troleibuzul și autobuzul, mai puțin autobuzul și aproape deloc microbuzele, nu știi cum circulă, dar totuși e ceva.
Și cum spuneți dumneavoastră, au apărut curse de noapte la insistența societății civile. Avem nu doar Wi-Fi în unele troleibuze, ci încă de pe timpul comuniștilor, când era interzis accesul la tribune de exprimare, era internet gratuit pe aleea clasicilor. Și ar mai fi lucruri de depistat bune în Domnule Chișinău, Brega. Dar sunt atâtea lucruri proaste, revoltătoare, încât nu prea putem, nici cu ocazia sărbătorilor, să vorbim de lucruri bune. Domnule Brega, un prieten de-al dumneavoastră din străinătate vine în vizită. Ce îi propuneți să viziteze în Chișinău? Depinde de profilul, de educație, de interesele omului. Poți să-l invit să facă o tură cu bicicletele și să-i arăt cât de dezastroasă e capitala asta și absolut neprietenoasă pentru pedalat. Poți să-l invit să iau autobuzul 2. Probabil nu ne face față și vom încerca să arătăm lucrurile mai bune, mai frumoase. Asta ar putea să devină o atracție turistică. Pistele cele, o dungă galbenă desenată pe trotuar, ar trebui chiar consilierii să intereseze câte mii de lei, sute de mii de lei s-au cheltuit pentru acea dungă, care nu are niciun sens, nicio noimă, nu e pistă biciclistică. E și prag la bordură, e și ocupat de mașini și după aceea e pe mijlocul dungii cele e desenată o bicicletă, dar nu înțelegi, trebuie să mergi pe dreapta, peste pietoni, pe stânga, peste mașinile parcate. Sau pista care se întoarce în unghi drept. Cine, unde a mai văzut pista care se întoarce în unghi drept? E aberant. Iar străinii care văd chestia asta râd, se bucură, fac poze și transmit pe internet. Avem o faimă negativă, dar tot e o faimă. Sau pot să invit omul cu 2-3 lei să ia autobuzul, să meargă la Cricova și să vadă cel mai fain beci din preajma capitalei și multe pot să-i povestesc. Domnule Mocan, cum se întâmplă? Se vadă o bucată de dezastru. Cum se întâmplă că, iată, domnul Brega a scos în veleag și aceste probleme cu pistele pentru cicliști? Noi de nenumărate ori, noi primim, parcă în 25 de ani, care ridicăm întrebări. Noi am chemat Chișinău Proiect, am chemat Direcția Transportului să arăte proiect în baza căruia se reabilitează trei străzi, principala stradă a Chișinăului, Ștefan cel Mare, se reabilitează, se facă reparații și noi am chemat să arăte proiect, cum să arăte strada după reabilitare. Ei n-au niciun proiect. Nu știu cât o scoste, când o să termine. Ei nici nu au văzut cum să arăte strada. Noi vine Chirtoacă cu ruletca și măsoară 2 metri, nu, da, să o facem mai largă sau da, să schimbăm ceva. Asta unde s-au văzut? Ca pe timpul faraonilor. Fără proiect, aici casă simplă sau un gard ca să faci, trebuie să faci 10 avizări, aprobări și să îmbli pe la primărie un an de zile ca să faci un gard, să construiești un gard. Și fără proiect, ție nu-ți dă voie ca să construiești. Dar aici reabilitează principala stradă, nu a Chișinău, a capitalei, Republicii Moldova. Și nimeni nu știe cum a să fie asta, cum a să arăte strada, care cheltuieli, ce a să facă. Ei nu știu elementar ce trasee merg sub pământ acolo. Deci cu spații verzi, ei vin să uită, nu, dați să scoatem copacii ăștia, dați să difișăm 300 de copaci. Pe urmă s-au mai gândit, nu, dați să lăsăm 300 de copaci, că ăsta. Bun, tu vii cu un concept, cu un proiect ca să vezi, să reabilitezi strada, să faci orașul mai frumos. Dar ce se întâmplă? Domnule Mucan, un aspect important, pentru că tot ați pomenit de reparația străzilor. Până la urmă a ridicat multe semne de întrebare modul în care a fost desfășurată licitația pentru firmele ce urmează să și de fapt efectuează aceste lucrări. Ce aveți să ne spune? Licitația s-a petrecut în 2010, în 2011, dacă nu greșesc, deci în anul acesta de acum trebuia să fie finisate lucrări. Dar foarte multe semne de întrebări. Cum s-a petrecut licitația? De ce câștigă anume Delta sau întreprindere din România care... Dar mai apar și alte întrebări. Eu am postat o poză nu de mult cum firma D&D execută lucrări reabilitarea străzilor. Deci vine mașina cu beton și toarnă beton la reabilitarea străzilor. Deci asta reiese că câștigă tender o firmă, dar pe urmă care nu are nici o capacitate să reabiliteze aceste străzi. Dar reabilitează tot a noastră firme, dar cele mai mulți bani e... Deci asta e o schemă pentru despalare de bani. Și asta e cea mai mare problemă, că s-a petrecut cum s-a petrecut atunci, dar la momentul de față, acum se spală foarte mulți bani. Vă rog, domnule Brega. Pe lângă faptul că acest Dorin Chirtoacă îmblă cu ruleta și măsoară și zice aici las să fie parcări, cum s-a întâmplat pe strada
Vasile Alexandrie. Deci strada deja era ca și cum terminată și el vine, nu trebuie refăcut și acolo să fie parcări. S-a gândit el, boierul sau cum ziceam, faraonul și a schimbat proiectul, a stabilit proiectul pe loc. Dar pe Bulevardul Central e și mai periculos. S-au creat capcane parcă intenționate pentru pietoni, pentru copii, pentru animale, pentru bicicliști. Gropile cele pentru stâlpi de 2-3 metri adâncime nu se împrejmuiesc deloc aproape sau se împrejmuiesc cu 4 țăruși și o sfoară pe sub care sfoară poate să treacă copiii neatenți, poate să treacă om nevăzător sau slab văzător, să nu simtă sfoara aceea, dacă bate vântul, dacă nu știe, sau vântul chiar rupe panglica aceea și omul nimerește într-o groapă mortală, care nu-i doar groapă, dar uneori e și plină cu armatură. Care standard de construcție permite așa ceva? De ce nu intervine? Inspecția muncii, alte instituții de stat care trebuie să vegheze securitatea cetățenilor. E bine, nimeni nu intervine pentru că el e protejat de mafie și cetățenii tac, rabdă. Dacă s-a găsit câțiva cetățeni care au căzut cu mașinile în groapă, care s-au accidentat, ați văzut copilul cel, au căzut într-o gură de canalizare pe strada Mariei Cibotari. Dacă oamenii ăștia s-ar găsi să dea în judecată și primărie să aibă de plătit niște mii de euro în fiecare lună, cred că și-ar schimba comportamentul. Dar deocamdată, iată, el e faraon pe o nație de sclavi. Domnule Brega, foarte mult știu că circulați și cu bicicleta, dar și pe jos. Spuneți-ne, vă rog, la capitolul transport, care e viziunea dumneavoastră? Atunci când stăm, cel puțin eu ieri, spre exemplu, o oră jumătate am fost în ambuteiaj. Ambuteiajele sunt evident sufocante și trebuie făcut ceva, dar cred că nici parcări, nici ce alte soluții mai are Dorin Chertoacă, lățirea drumurilor din contul, de exemplu, defrișării copacilor, cum aveau de gând cu câțiva ani în urmă să defrișeze strada 31 August, platanice, seculari, frumoși, faini, aveau de gând să-i taie. Nu vor soluționa situația cât timp nu se schimbă mentalitatea cetățenilor. Nu știu de ce toată lumea crede că după morcovi la piață sau până la cumătra după cost trebuie să se ducă cu mașina. Toți se simt obligați să iasă să-și arate mașina și vede că nu are unde să o parcheze și vede că stă toată viața în ambuteiaj. Nu, el vrea cu mașina. Eu cred că trebuie schimba comportamentul și asta nu știu de unde trebuie să vină. Prin lege cumva sau prin propriu exemplu, viitorii edili, viitorii politicieni ar trebui să dea modelul de pedalat, de mers pe jos, de încurajat folosirea transportului public, că urbele în toată lumea a demonstrat că nu pot să înglobeze toate mașinile câte există. Trebuie gândit cumva parcări mari pe la marginea orașului, prin centru să existe transport public regulat, care să aibă piste dedicate. Prima bandă să fie numai pentru transport public. Cine își parchează mașina acolo e de a-ți fi evacuat. Mai ales că e aberant. Știți ce straturi groase și cât de mult costă un metru de asfalt pe carosabil. Ei țin mașinile parcate acolo, când parcarea pentru mașini poate fi făcută pe sol gol, ai pus un pic de beton și acolo poți parchezi mașina. Că folosește carosabilul pentru parcare, asta e ineficient economic și absolut aberant și asta creează ambuteiaje. Trebuie schimbat concepția, dar n-are cine, nimeni nu vrea să facă nimic. Domnule Mucan. Aici nu-s divină numai conducătorii auto sau cetățenii, aici divină administrația publică locală în totalmente. De ce vă lămuresc? Exemplu, dumneavoastră știți că la sărbători se închide Ștefan cel Mare și trolebuzul înainte ajunge până la Cosmonăuților. Acum deșteptul nostru a făcut strada pietonală și acum trolebuzul se oprește la cot, la circ. La cot, deci de la circ oamenii sunt nevoiți să parcurgă pe jos până la Ștefan cel Mare. Dar lumea vine cu copii mici, cu ăsta și nu se gândește nimeni. Dar pune omule un autobuz gratis, cu plată, nu știu, să aibă oamenii o alternativă. Deci el să ajungă până la columnă măcar și să întoarcă înapoi. Eu înțeleg că, de exemplu, dacă e vremea e bună și oamenii tineri, persoane tineri, vin la manifestații și poate să parcurgă pe jos. Dar sunt oameni în vârstă, sunt cu copii, tot vor să vadă. Fix același lucru cu parcările. Câte parcări în centrul orașului, chiar și pe... Noi am fost nu de mult la parcare Muncești, a fost o parcare și parcarea aceea s-a închis. Se construiesc blocuri acolo în loc de la parcări și tot același lucru și în centru. Se închid parcările, se construiesc blocuri și oamenii pur și simplu n-au unde lăsa mașini și sunt nevoiți. Dar
Trebuie să facem un... Ar fi soluția o centură pentru oraș? Ca să... Centura n-a să ajute. Până n-a să facem careva strategie sau să implementăm strategia asta a transportului public, să, ca tot același ce a spus colegul meu, că să circule troleibus la timp, să circule autobuse. Deci noi trebuie să vedem omul, dacă cetățeanul, dacă vine până la, de exemplu, poșta veche și lasă mașina acolo, el trebuie să știe că el poate să ajungă până în centru și din centru tot să ajungă până acasă. Noi cu multe probleme și multă insistență am ridicat întrebare și am hotărât întrebare cu transport public nocturn. Și toți erau contra. Și noi am fost la RG Transport, noi ca Comisia de Profil Transportului, noi am fost la RG Transport Electric, am avut câteva ședințe și după asta eu am fost de acord să încerce pe vreo 2-3 luni. Și acum trebuie să fie cu raportul și să facem o emisiune aparte. Deci cu raportul să vedem care, și ce facem mai departe cu transport nocturn acesta. Domnule Bregă, problema păstrării orașului vechi, cum este văzută prin prisma unui activist civic? Avem oraș vechi, haideți să pornim de aici. E o problemă arzătoare. Sigur, chiar de un secol, dar orașul vechi există. În plus, avem un teren neexplorat sub oraș. Ați văzut, chiar pe Bulevardul Central se făceau reparații peste drum de piața centrală și s-au depistat niște construcții de pe timpul lui Carl Schmitt din cărămidă la 20 de centimetri sub asfalt. Da, să sap mai adânc. Eu nu înțeleg de ce s-a permis săpatul. De exemplu, în curtea spitalului 2 și s-a făcut o super mega biserică pe teritoriul unui spital public. Acolo e afișat și contul spitalului. Acolo se colectează bani pentru biserică pe contul spitalului municipal. Eu nu înțeleg de ce tolerează chestia asta consiliere. Da, lasă, o să ajungem noi în consiliere și o să facem alt comportament. Dar și acolo, pe lângă Asem, pe lângă Ulin, se construiește nucleu istoric acolo, ci că a apărut Chișinău cu sute, cu mii de ani în urmă, acolo a apărut. Ei bine, acolo fiecare strat, fiecare milimetru conține istorie. Nu, lângă biserica armenească, dacă vă amintiți tot, s-a permis construirea unui bloc, un pic s-a oprit doar ca să facă niște investigații arheologice și după ce blocul a apărut totuși, punând în pericol și monumentul de arhitectură biserica armenească. Nu există voință politică, dar patrimoniul cultural, arhitectonic, avem ce explora. Și spuneam, în sub pământ, subterane, avem chiar și catacombe, se spune. Se poate explora, se poate pune în valoare, dar nu are cine, nu se vrea. Și în mod sigur s-ar găsi bani pentru reparație. Ați auzit mai ieri, la Căușeni, vin americanii și dau bani ca să reabiliteze cea mai veche biserică din Moldova. Cine ar putea să găsească niște bani pe la italieni, pe undeva, sau ai noștri, să facă economii? Dar nu vor. Ei vor să îmbuibeze cât mai repede, chiar cu prețul distrugerii monumentelor, dar devine e și societatea că tolerează, că susține astfel de politicieni care nu pun preț pe trecut. E, ce e o casă veche? Da, băi, dar în casa ce e veche? Au fost strămoșii noștri, acolo s-a născut istoria noastră, așa casă veche cum este. Tamam că străinii când vin niște turiști vor să vadă case din astea vechi. Domnule Muca, ce întreprinde Consiliu la acest capitol? Noi am ridicat de mai multe ori întrebarea aceasta cu construcția căselor cu multe etaje în loc la monumente istorice. Deci, de exemplu, și chiar și cu monumentul Casa lui Alexandru Pușkin. 10 metri de la monumentul istoric, de la casa aceasta, se construiește un bloc locativ. Am văzut ambasada Franței, se construiește bloc. Deci, tot centru. Noi am venit cu inițiativa ca să lărgim orașul. Dar ce Chirtoacă a spus? Că orașul nu poate fi lărgit, noi mai avem teritorii în ogrăzi, în curți. Deci noi avem terenuri de joacă, noi avem pe lângă spitale terenuri foarte mari care pot, chiar și da, la spitalul numărul 2, casa aceea care cu multe etaje s-a făcut. Deci asta e. Dar oricum, noi la momentul de față încercăm, de când noi suntem în Consiliu, nu se mai adoptă așa decizii cu darea în arendă sau careva darea pentru construcție a terenurilor în centrul orașului sau în ăsta. Și domnul Chirtoacă, chiar niște clanuri, spunea niște clanuri și în Consiliu și dacă e interesul clanului lor, se aprobă orice, inclusiv... O încercat, dar nu se primește la dâns și așa... Chiar astăzi domnul Chirtoacă spunea, citez, câte s-a făcut în ultimii 10 ani, nu s-a făcut de când este orașul Chișinău. Da, ilegalități, prostii, s-a dărâmat poșta veche, mai la Valea de Primărie, în curtea
hotelului, cum se chema el, Dedeman, Leo Grand, acum se cheamă Radisson Blu. Poșta centrală de 100 de ani, clădire foarte frumoasă, irepetabilă, în Chișinău nu există, nu exista așa clădire. Acum nici aceea nu există, au demolat-o. Sub nasul primăriei, chiar toacă deja după ce a fost demolat, chestia vine și își pune mașina în fața porții șantierului. Adică mare treabă ai făcut, acum te-ai trezit. Dacă în fața primăriei n-ai putut să salvezi un monument de arhitectură, ce să mai zicem de la poșta veche sau pe unde mai, se mai găsește câte ceva vechi. Deci e mai multă ipocrizie și din partea lui Chertoac și din partea celor care se prefac opoziție. Nu prea am încredere în actuala clasă politică. Dar ziceam, trebuie să schimbe întâi comportamentul cetățenilor, mentalitatea lor de și dacă o schimbe cetățenii, o schimbe și politicienii. De fapt, anticipația în întrebarea mea, societatea civilă, de ce este atât de pasivă? Pentru că mie, cel puțin fac aici o mică paranteză, mie mi este foarte greu în calitate de jurnalist atunci când sunt pus în situația de a invita un activist civic la o emisiune, pentru că îi numeri pe degete cei care sunt. Ar trebui să recunoaștem că suntem o societate rarefiată, un sfert sau o treime din populație emigrată, cei rămași sunt la limita sărăciei și luptă pentru supraviețuire fizică, deci nu prea au din ce să-și permită activism civic, nu prea mult sunt în situația mea ca să rupă tradițiile, să nu caute neapărat să se îmbogățească, să-și facă neapărat casă, mașină și familie, să activeze pentru propria libertate și pentru idei și principii. Deci nu prea mulți sunt din astea și de aceea îi numărați pe idei, dar și ăștia trebuie prețuiți și mână în mână mass media și cu societatea, restul societății civile, pentru că eu consider mass media, dacă nu e de propagandă, dacă nu e instrument de manipulare, se poate considera parte în societatea civilă. Deci mass media și cu ONG-iști sau activiști în afara ONG-urilor, activiști individuali, ar putea să creeze un curent de opinie care să schimbe comportamentul cetățenilor. Trebuie mai multă mediatizare, mai multe astfel de emisiuni. Oamenii încă se mai uită la televizor sau pe internet, ar putea să afle. Speranța încă mai e de la cei care sunt plecați peste hotare și văd alt model de comportament. Văd cum e îngrădit un șantier, cât de mult e prețuită o casă veche, cât de mult se investește în ea. Și când o să se întoarcă acasă, o să știe să semnaleze măcar autorităților, organelor de drept că iată, se distruge în curtea mea sau lângă casa mea, se distruge un monument. Dar așa se distruge monumentul, ziceam, lângă primărie și nimeni nu reacționează, nici mass media, nici societatea civilă, nici cetățenii de rând, nici organele. Domnule Mucan, dumneavoastră aveți o serie de întâlniri cu concetățenii noștri. De ce se arată pasiv la toate aceste nereguli? Lumea e foarte dezamăgită. Deci, în ziua de azi, ei nu crede nimeni că ei de câte ori au fost la alegeri și nu sunt schimbări în 25 de ani. Deci, noi am încercat de acum, că noi în fiecare, în primărie, primim cetățenii. Și noi am încercat... Zile de audiență. În zile, da, avem zile de audiență. Și noi am încercat să reîntoarcem încrederea asta în putere, în primărie, în consiliu, în dar oricum, oamenii sunt foarte pasivi și noi de câte ori, chiar și înainte de alegeri locale, noi când venim în ogrez și îi lămurim la oameni că oameni buni, nu-l votați pe individul acesta, că mâine poi mâine, în ograda dumneavoastră, în loc la teren de joacă, să fie construit un bloc locativ. Și lumea nu ne-a crezut pe noi. Și când acum vine tehnica și se începe construcția, ei vin la noi, ajutați-mă că ăsta. Dar totodată, ei de exemplu, se revoltă când fac în ograda lor și se indiferenți când se face în altă parte, vecină. În ograda vecină. Asta e problema noastră cea mai bună. Deci, noi trebuie să fim uniți. Noi trebuie împreună, tot aceeași față de guvernare, față de chiar și primărie, noi trebuie să fim uniți și împreună noi să câștigăm. Altfel, nu avem alte ieșiri. Domnule Brega, spuneți-ne, vă rog, vreau să revenim un pic la capitolul transport. De ce, în mod special, în unele suburbii, a circulat practic este imposibil? Trebuie să urci cu cap pe parbriz, în cel mai bun caz, și să-ți permiți acest lux, iau în ghilimele de rigoare, ca să ajungi acasă. Sunt probabil mai multe cauze. În primul rând e populismul edililor al politicienilor care insistă să păstreze această gaură neagră în economia municipală care se numește transportul cu microbuze, în care evident nu se dau bilete, nimeni nu duce evidența câți bani se cheltuie acolo, nu se respectă standarde de siguranță, minimă, de securitate, standarde minime nu se respectă. Și se impune acest preț de 3 lei călătorie, care evident e foarte mic și nu
nu acoperă, n-ar acoperi cheltuielile pentru un transport de călători responsabil cu achitarea tuturor serviciilor oficial. Deci, acești 3 lei nu permit servicii mai calitative. Proprietarii de microbuze, proprietarii de rute de microbuze, cu 3 lei și cu microbuze care circulă rar, arhe pline, își scot banii investiți și au un profit. Eu știu, nimeni nu poate calcula cât profit și în plus mai plătesc și taxe la poliție să nu îi oprească și taxe la inspecții. Dar probabil este profitabil în condițiile în care există, ies la linie zilnic. Și din profitul ăsta nu are nimic de câștigat municipalitatea. Am înțeles că se plătește o taxă simbolică ca și la patentele cele de întreprinzător. Nu știu, poate domnul consilier, da, știi ce venituri are primăria din transportul de microbuze. Deci cât timp vom tolera ca să circulăm aproape gratis, ieftin, 2, 3, 4 lei, că în suburbii se pare că se ia câte 4, 5 lei, cât timp vom accepta să plătim puțin și să acceptăm astfel de condiții, astfel de condiții vom avea. Iată, de exemplu, la Trușeni, microbuzul, erau două rute de microbuz, acum s-au comasat și tot la fel de rar circulă 135 și mereu e arhiplin, iar autobuzul pe ruta 17 circulă de vreo 4 ori, 5 ori pe zi, foarte rar, numai 2 dimineața și 2 seara și tot nici nu duce prin tot satul, de aici din Chișinău merge pe Bulevardul Central. Ceea ce nu acoperă necesarul de călători. Mai mult au de câștigat cei care practică taximetrie pentru suburbii. Deci, probabil din această mafie a șoferilor de taxi, a proprietarilor de rute de microbuz sau a proprietarilor de microbuze, are de câștigat și mafia politică municipală și are de suferit cetățeanul pentru că tolerează, pentru că acceptă. Pentru că se teme că i s-a mărit prețul. Eu cred că trebuie acceptat să se mărească, să se liberalizeze prețurile la rutele de microbuze, dar să se ceară calitate, iar rutele de autobuze, fiind subvenționate, să fie suplimentate. Mai ales că microbuzul, de exemplu, tot la Trușeni, autobuzul de la Trușeni, nici nu are taxator. Șoferul se oprește la jumătate de drum și percepe taxa. Deci e foarte econom ca resurse umane. Nu se cheltuie foarte mult și pentru taxator. De ce nu ar suplimenta încă un autobuz să circule, deci să dubleze numărul de vizite la Trușeni? Domnule Moc, dar nu vor. Vă rog. Există transparență la acest capitol? Eu sunt de acord cu colegul că de mult 3 lei nu acoperă acele cheltuieli care pentru rutele. Dar lumea, cetățenii, nu sunt gata să plătească mai mult. Dacă persoane au doi copii și trebuie să circule în fiecare zi, că eu tot trăiesc în suburbie și eu foarte bine știu ce înseamnă, pur și simplu, în parte, ce, spre Cricova și pentru noi mai ușor, că vin Cricova, Cerescu și mai mult transport. Dar oricum, lumea nu este gata să plătească mai mult. Deci trebuie să gândească iarăși administrația publică locală. Dar cu autobuzele, foarte mare problemă. Eu personal am ridicat când adoptam bugetul cu întârziere, bugetul pentru anul 2016, am ridicat întrebarea ce facem cu parcul urban de autobuze. Am spus că banii nu sunt și asta. Dar banii sunt. Să ne credeți pe noi. Noi am găsit 100 de milioane să alocăm pentru suburbii, pentru proiectele concrete. Tot așa, noi găsim bani pentru parcul urban de autobuze. Nu vrea să ocupe nimeni. N-au când. Ei se ocupă cu treburile lor, ei se ocupă cu business-urile lor, nu cu problemele cetățenilor. Domnule Mocan, eu insist asupra întrebării acordate un pic mai devreme. Există transparență? Știe primăria ce sumă de bani intră în vesteria ei lunar de pe aceste microbuze? Avem un bilanț, avem un raport. Da, oricum, direcția transport nu prea transparentă. De câte ori am solicitat careva informații și cu privire la reabilitare străzii, cu privire la transport, chiar cu tot același parc urban de autobuze, noi am solicitat informația că se alocă 100 de milioane de lei pe an și noi am vrut careva informații acolo și nu ni s-au prezentat informații. Direcția transport acolo e haos total. Ei nu prezintă informații, nu vin la ședința comisiei sau când îi chemăm. Deci, dar când am încercat să punem la punctul leac directorul este de direcții municipale, s-a adoptat o lege repede în Parlament ca noi să nu avem voie să-i atingem. Asta e echipa al primarului și asta e cea mai mare problemă. Domnule Mocan, vreau să aflu de la dumneavoastră, se face cineva vinovat sau controlează calitatea acestor servicii pe care le prestează? Pentru că mă refer aici atât la microbuze cât și la troleibuze, autobuze, sunt unele dintre ele, cred că suntem din același an și atunci când urci ca să faci o călătorie, ai impresia că nu vei ajunge la destinație.
Nu face nimeni, nu controlează nimeni, că întotdeauna spun că nu-s bani. Și cu asta te termin. Există structuri de stat, există Sanepid, este Agenția pentru Protecția Consumatorilor, sunt la Ministerul Transporturilor o grămadă, dar nu se ocupă sau se lasă corupte. În mod sigur se plătește taxe de protecție, se plătesc niște bani pe sub mână ca să pretindă că, de exemplu, transportul a trecut revizia tehnică, că a trecut revizia sanitară, dar noi vedem ce insalubritate în acele microbuze. Când pui mâna, se lipește mâna de bară, de haine, se vede cât de murdare sunt scaunele, se vede cât de înghesuite sunt scaunele, că nu încape niciunul, mai mitel, dar unul lung așa ca mine, nu încape între scaunele cele. Se pune un rând de scaune în plus. Nimeni nu veghează chestia asta în mod sigur de motiv de corupție. Pentru că structuri de stat există cu așa sarcini. Dar din motive politice sau pentru că sunt cumpărate, ele nu iau atitudine și nu apără interesele noastre. Iar noi, cetățenii, acceptăm asta și ne merităm soarta. Spuneți-ne, vă rog, pentru că zilele trecute în Republica Moldova au căzut mai multe ploi. Vreau să ne oprim un pic la capitolul fântâni de canalizare și a funcționărilor. Putem începe de unde doriți. Domn Brega, dumneavoastră, cum ați circulat ieri, alaltă ieri? Cu bicicleta e imposibil, pentru că ești udat din cap până în picioare. În plus, prin băltoacele cele se pot ascunde niște șanțuri, niște gropi enorme, nebănuite, și poți să nimerești acolo și să mori sau să te calicești. Și nu circul pe timp de ploaie prin oraș din acest motiv. Pe jos, tot așa, îți uzi picioarele, pentru că nu știu de ce la noi apa nu se scurge nicăieri, ce circulă pe stradă sau se adună în băltoace, sau se adună în băltoace pe trotuare și iarăși e periculos. Dar până la urmă e o calamitate, un cataclism fiecare ploaie și ar trebui să ne obișnuim cu asta până când nu schimbăm primarul și poate și echipa de consilieri. Domnule Moncan, noi ne întoarcem la tot aceeași problemă cu reabilitarea străzii. A fost reabilitată strada Vasile Alexandrie și nu s-a făcut canalizația asta pluvioale. Și noi am ridicat întrebare, de ce nu s-a făcut? Că nu a fost în proiect. De ce? Că nu a fost proiectul. Și tot așa se face pe stăt locul. Deci canalizația pluvioale, dumneavoastră, cândva am văzut mergeu tehnica specială și curăță canalizația asta pluvioale. Acum am câțiva ani, n-am văzut deloc, deci, tehnica sau specializația sau persoanele care se le curăță. Asta e problema, că nu lucrează sub diviziunile primăriei. Și când noi încercăm din partea Consiliului să apăsăm cumva, să-i punem la lucru, ei adoptă lege în Parlament, primarul nu vine la lucru și tot acele. Deci... Domnule Mucan, s-a discutat foarte mult și prin intermediul instituțiilor mediatice despre această scară a cascadelor. Că se lucrează, că va fi inaugurată și așa mai departe. Ne puteți deschide un pic parantezele? Care este starea de lucru la acest capitol? Deci, părerea mea că cascada aceasta, scara, e monument făcut special pentru Chirtoacă sau pentru primarul Chișinăului. Noi iarăși ne întoarcem că n-am fost invitați ca consilieri, ca în Consiliu, ca Parlamentul Chișinăului, n-am fost invitați. A venit o invitație că vă invităm la ora 7:15 la depunerea de flori împreună cu primarul și atât. Deci la toate manifestațiile care au fost, tot același și cu cascada. Noi am ridicat întrebare, dacă țineți minte, cu lacul acesta, Valea Morilor, că cu pixul era schimbat prețul, că s-au cheltuit 65 de milioane, fix așa și cu cascada. Multe interpelări noi transmitem la direcția asta capitală domnului Sofronie, care acum la... președinte, șef acolo și nu primim răspunsuri, nu primim câți bani se cheltuie, pentru ce se cheltuie, care, deci noi nu vedem documentația care ar trebui să fie și nu știm când a să fie, când trebuie să fie gata lucrările și numai vine primarul la ședință operativă și spune, noi nu trebuie să ne grăbim, să facem calitativ, fix așa cu Negruțul, au spus că noi nu trebuie să ne grăbim, să facem calitativ, și, dar avem așa și avem. Domnule Brega, există o ordine a priorităților în acest oraș, în acest municipiu, care problemă necesită a fi soluționată mai devreme, care mai târziu? Vedem că există, cum am observat de la bun început, pentru Chirtoacă prioritatea e spectacol, e fala, fudulia și în timp ce nu are
drumuri carosabil, trotuare practicabile, parcă-s bombardate și poți să-ți frângi căruciorul, piciorul, chiar dacă mergi neatent, nu iluminat stradal în centru, ea s-a apucat să facă întâi lacul Varea Morilor, acum cascada ce, mi se pare că mai răbda, că mai aștepta, că nu era foarte importantă cascada, cât timp încă nu ți-ai reparat drumurile, cât nu ai făcut spațiul de locuit, transportul public. Dânsul a ales să investească acolo, poate pentru că, cum zice domnul consilier, pentru că de acolo a fost mai ușor de spălat niște bani din marmură, din granit, din ce piatră scumpă au mai folosit ei acolo, s-au scos niște bani. Dar mi-amintesc că și în Scoarul Operei, cu vreo 5 ani în urmă, au instalat și că fontan, havuzuri, cântărețe muzicale și nu văd niciun rost, nicio noimă, nici nu cântă, nici nu curge apă în ele și dacă curge apă în ele, de la asta nu ne-i mai ușor, acolo oricum e o parcare mare în fața operei. Vedem că Chertoaca are altă ordine de priorități decât ar trebui să aibă în mod normal un primar, dar nu știu de ce, e susținut de cetățeni, iar opoziția zice că nu are pârghii cu ce să-i facă față. Pe final de emisiune vreau să vă întreb, domnule Mucan, care sunt acțiunile pe care dumneavoastră urmează să le întreprindeți pentru a ridica gradul de transparență asupra acestor lucrări despre care am discutat noi astăzi, dar și de a face public cetățenilor ce urmează să întreprindă primăria? Pe termen scurt, să nu fiu categoric să zic pe termen mediu sau lung. Deci primul punct, atragerea opiniei publice. Noi am introdus așa lucru ca toate comisiile de specialitate a primăriei, a Consiliului să fie transmise în direct. Și la momentul de față, la toate comisiile unde participăm noi, sunt transmise în direct sau sunt filmate, invitate televiziunea. Deci asta primul punct. A doilea punct, noi pe primul loc punem transparență. Că banii publici, că pentru cetățeni se fac toate lucrurile și transparența trebuie să fie pe primul loc. Dar încercăm să facem lucrul acesta, încercăm să ne luptăm cu caracatița asta primăriei și încercăm să-i punem la lucru, la punct, să fie transparent și vizibil toate lucrurile care se fac. Dar vă spun că primul și primul asta atragerea opiniei publice. Dacă vede lumea ce se întâmplă, posibile schimbări. Domnule Brega, vreau să revin la ceea ce am început noi această emisiune. Astăzi este Hramul Chișinăului. Aveți motiv de bucurie, de a sărbători? Ați sărbătorit până la această oră? Nu prea sunt adeptul sindrofilor. Eu nu servez nici ziua mea de naștere, cu atât mai mult ziua simbolică a unui oraș care, ziceam, nici măcar nu coincide cu ziua de naștere. E ziua testării documentare. Și oricum nu sunt adeptul bețiilor, a dansurilor, a focurilor de artificii și ce o să ne mai propună autoritățile locale cu ocazia sărbătorii orașului. Deci nu servim din contra, am trecut prin oraș și am încercat să văd cu ochi treaz ce se întâmplă și am văzut multă mizerie și doar fațadă, paravane colorate în fața scenelor. Aici vreau să ajung, în suita asta de manifestări pe care și le-a propus primăria să le organizeze. Ați găsit ceva cu de-a dreptul relevant care v-a trezit interesul? N-am cercetat programul de activități pentru toată ziua, dar plimbându-mă un pic pe Bulevardul Central, n-am văzut nicio abatere de la scenariile de până acum. Frigărui, bere, vin, beție, multă mizerie pe jos, hopai de rida, tanțuri și seara, vomă pe jos, focuri de artificii și disperarea că trăiești în cel mai urât. Se pare că am intrat în topul celor mai urâte capitale de pe planetă. Domnule Moca, un mesaj de felicitare și ceva ați avut a spune, poate e un alt îndemn, poate este o altă viziune pe care o împărtășit și cu asta încercăm. Vreau totuși să terminăm emisiunea pe o notă mai pozitivă, căci azi e sărbătoare și religioasă și eu din partea mea și a fracțiunii noastre vreau să felicit toți cetățenii Chișinăului cu sărbătoarea, cu ziua orașului și să-i doresc un primar mai bun și un oraș mai frumos. Și noi, din partea noastră, să facem tot posibil ca cetățenii să simte la dânsul în oraș ca acasă și să vrei să întoarcă și să vrei să trăiască în orașul acesta.
Domnule Brega, mesajul din partea mea asta... ca ateu necredincios, adică și neadept al distracțiilor, vreau să-i îndemn pe oameni să-și ia soarta în mâini și măcar de luni, dacă nu de mâine și de duminică, să înceapă să se intereseze de soarta orașului în care trăiesc, a localității, că dacă cumva locuiesc în suburbie sau chiar dacă stați departe de capitală, dar veniți uneori aici la instituțiile de stat sau în vizită pe la rude, luați atitudine, implicați-vă, nu mai tolerați atâta mizerie și atâta irresponsabilitate, măcar de luni dacă acum se răbați și voi. Domnule Mocan, domnule Brega, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Stimați telespectatori, în emisie a fost Reflector Analitic. Eu vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit. O seară bună!